ce te-ai apucat să faci iară? M-am apucat. Uite, să mutăm lemnele așa, că avem ceartă cu vecinii, că n-au unde să parchează mașinile. Da. Mi-e pe sau un greu? Adă un cuțit. Ce fac eu? Trebuie mie un cuțit aici, să tai pâinea aia. Dar ai spus că aduci calul aseară. Trebuie să-l cumpăr, dar nu găsi. Ce să cumpiri? Un cal. Să tai lemnele. Da. Doamne, cine m-a încurcat pe mine cu lemnele astea? Doamne, cine m-a pus pe mine să iau? Păi la iarnă nu trebuie. Că mor de frică, azi o bolan. Ah. Doamne, Dumnezeu. Hai, mă, vin. Vinu-mă, unde plecași? Unde să mă spui? Ține cu alea cu mâna aici. O, mamă, să-mi dai tu mie mâna. Nu, dar, nu, dar ține cu mâna aici, așa. 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 Ține, ține cu mâna, ține. Mi-e frică, mi-e frică. Hai, să vă pun aici. Atât. Ho. Ho. Duce-te încolo. Păi? Duce-te încolo să văd cât ajunge ăsta. Bună ziua, fraților, la toți prietenii mei de pe YouTube, așa cum v-am promis că vreau să mut acești lemne, să nu mai am ceartă cu vecinii, nu mai am somn, nu mai am liniște. Stop, ce pere! Stop! Trage-o mai bine! Așa. Așa. Cu ce vrei să le tragi acum? Cu atâtea lemne. Bă, de aici de până la cam. Leagă tu pe ea, leagă tu pe ea să tragă. Nu ia nici centru. Ce pupi, ce pupi. Stai că nu e gata, să mă urc și eu. Stai să mă urc. Dar nu trage, dar tu trage. De cravată. Așa știu eu să fac. Uite ce știu. Băi, fraților, fără să vreau, nu de cravată de șmecher, fii atent de șmecher. Hai! Tu ce vrei să faci acolo? Să mă tragă și pe mine cu tot. Și pe tine să te tragă acum. A, bun, e mă gândit. Hai că poate tragi în boate. A? Așa.
Uite, acum 35. Vă dau la o parte voi. Să vă dau la o parte. Să tragi încet. Tata vrea să tragă lemnele cu mașinuța lui. Vai! Ce să iei cu buburuza asta ta? Cum? Ai grijă, Mărie, ai grijă! Acum vine și ăla cu tractorul! Poate, poate îți mută ăla lemnele! Tu l-ai chemat! Vino cu aia, băi! Băi, vino cu aia să mă ajut și pe mine, băi! De ce nu ținuși de fier? De ce nu ținuși de fier? Ține tu de fier când trag eu aici! Da. Tu ține mașina, Maria. Maria, ia după lucru. Tu ține aici. Da, da. Așa. Tu ține aici. E mici, să-mi mură pe tu ce zici, Ioane? Poate mașinuța asta să tragă lemnele ăștia? Mă uit cum a nebunit tata. Vino încoa. Vino să-l ajuți. Vine Mărcuța cu Bruce Lee. Hă? Vine Mărcuța cu Bruce Lee. În persoană. Ce fac fetele? Am spus lemnele ăștia, are grijă pe cap! L-am distrus pe socrul meu lemnele ăștia! Sar în firmul mă recomandată. Suca! Hai de la sturile acum toate din ei. Mantale! Doamna Mărița, ce face? L-ajută, dar parcă stă, nu-l ajută. Ne-au distrus lemnele, nu mai poate să doarmă liniștit. Singura variantă să vă punem, să ne punem toți să tragem de lemn. Toți, mă leg eu primul și voi mă trageți pe mine. Poți să legă cu tinca, ai văzut? Văzui. Așa nu putem, hai. Unde e vânghia? După mașină. După mașină? Ce faci, doamna Mărița? Bine, tu? Hai. Să rog, Kimi. Hai, vine să poată face. Ia, Mărie, pras. Prima dată o legăm pe amică. Hai! Ia, Mărie! Ia! Ia, pașa-n pap! Ia! Hai!
Da? Eu mai vin. Măriuță, salută Fanny. Salut, Fanny, bunicu. Avem ordine și ea. Tom, tu mi-ai dat ajutul pe așa mai. Șutu, șutu. Lili, tu cu ta la îngreal. Tu ce zici? Ce tu calea? Calea, mă, Lili. Hai de calea, tu. Mai pașe, mai parpale. Dă-te mai în spate, ca să tragem noi cu forță. Calea, lasă așa. Acum, hai amândoi odată. Hai și tu, mă, Lili, hai. Hai! Hai! Ai! Ai! Du-te, adu calul care ai promis. Ce să mă fac? N-am dus să cumpăr un cal, dar... M-am dus să cumpăr cal. Adun toate sculele. Unul la galben, nu ăla, unde are cai. Mă rog să cumpăr un cal. Alte șanse n-am. Unde duci? Să mut lemnele astea. Să le mut acolo, mai în față, să am loc să parchez. Și nu pot să le mut. Mă ajuți? Păi dar trebuie să iau până acum, nu văzuși. Nu pot. Cam ceartă, uite, cu tachia, uite, că ne-am pus aici. Ori. Care de ce le-am pus la ei? N-are unde să parchează el mașina. Ce se mai zice? Păi aici o mai parchez aici. Dar ce n-are loc, n-are unde să parchează Stelică, n-are unde să parchează Ionică. Ce să mai zic? Numai de mașinuța ta nu e loc. E și marea dracu. Ce facem, Gabi? Cum le iau de aici? Cum să le iei? Tăiate. Ne dai voie să te filmăm, Gabi? Ce? Pe YouTube. Ce? Uite și vecinul nostru, care vrea să-l ajută pe socrul meu. Mă, l-a tras de lemne. Cumpăram un cal. Cumpăr un cal. Să trangem lemnele. Să fiu, dacă nu mă duc și cumpăr apă de la prânișor, la ciobani. Dar de ce nu le tai? Păi îmi cer ăla să le tai 30-40 de milioane. Și așa tăia, trăjeam câte unul, tai câte unul la iarnă. Și restul? A, tu vrei să le bagi în cutii, după aceea să le tai? Da. Dar zi, tată, la vecinul, să știe vecinul, de ce nu le tai pe toate? Că le consumați noi prea repede, le ardeți pe toate. Și așa tai și eu câte unul o săptămână, unul o săptămână. Nu, 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 lasă-le așa și nu mai consumă nimic. Da, dar am liniște, am ceartă cu vecini. Și rămâne tot dacă lasă-le așa, nu consumă nimic și a ieșit bine iarna asta. Niciunul le-am consumat. Le lasă așa și le numără așa câte unul. Dar nici căldură nu ai. Da. Asta e, eu tot pe mașină. Nu de izmene pe noi, patru plapume. Dar tu de ce nu vii să tragi tu cu mine? Că și tu te încălzești la iarnă. Nu vii să tragi cu mine. Are probleme cu spatele. Ce tot faci? Să-l audă cu buburuza lui, să trage și lemnele după ea. Ai pus vinul ăla aici? Acum fac un gestul, numai vinul. Vinul ăla ai pus aici? Nu. Ce să mai zic, nu mai pot. Gata, am încercat. Fraților, îmi cer mii de scuze. Am încercat, n-am putut. Am tras și cu spatele, și cu mâinile, și cu burta, și cu mașina. Nu pot, ce să fac? N-am decât să cumpăr un cal. Să-mi dați ajutor să-mi iau un cal. Cu calul iau câte unul, le duc în spate. Trebuia să te duci să aduci cupa aia de acolo. Sau poate îmi trimite Suliman din Franța niște bani să cumpăr un cal. Și mă ajută Suliman, cruz cu mine. Rău frumos, poate mă ajută Suliman. Bani să iau un cal. Să mut lemnele ăștia, că am belele cu vecinii, ceartă. Ce să mă fac, în ce parte o să iau? Ai pus vinul ăla aici? Da. L-ai pus? Hai să bei un pahar de vin acum. Hai, Doamne ajută. Hai. Bună ziua la fanii mei. Hai, indirect, numai că hai. Bună ziua la fanii. Hai să vedem, rece. Ce? Ca să nu arăți vinul. Hai. Hai la masă acolo să vedem. Păi ce și pe Dana? Dana, vii să mă ajut să bași o lemnă așa în curte. Nu. Păi de ce?
Pune vinul. Eu nu vreau să pun mâna deloc. Arată, tată, la fani. Ce avem noi? Prietenul meu, Pufi. Aici am eu locuința mea, unde stau eu aici, știi, de când eram eu. De când m-am mutat la Plunișori. De când ai venit din Plunișori. Da, acolo e copilul. Și aici e tot copilul. Da. E copilul al mare aceea. Da. Stelică. Da. Adu-mi vinul ăla să vă ții. Stelică, care se numește ca domnul Leo. Da. Adă vinul, lămâie. A, uite aici, măsuța mea de la Prunijel. Făcută de mine. Tată, dar cam te supără doamna Marița. Păi cam supără bine. Păi de ce? Nu vezi că nu mai faci ce zic eu. Păi? Nu știu. Doamna Marița, de ce îl superi pe tata? Lasă așa, natură. Ia uite, vin. Și lui doamna Marița nu-i pui un pahar? Nu. De ce? Nu. Mai aveam o sticlă de vin de la doamna Gabi, nevasta lui Mituș. Să trăiască 1000 de ani. Mulțumesc. Ma. După șunca aia, tată, merge vinul ăsta. Da, Doamne ajută la mulți ani să trăiască toți fanii mei. Am încercat să mun lemne, n-am putut. Bună voință am avut. Are și față de masă de la Prunișori tradițională. A, nu, las-o așa să se vadă. Ce ne facem, tată, cu lemnele ăștia, că tu nu mai ai liniște în casă. Mi-am luat belea, mi-am cumpărat belea cu bani. Lumea nu știe cum să cumpără lemne și tu te vezi că ai lemnele la poartă. De unde vii? Pe dui la porci. A, uite, și baba Rada umblă la porci. Da. Atunci îi pun și eu un par de vin. A, doi pulcei. Trebuie să mănâncă și ei, să mănâncă și o jumătate. Au, am beut, am beat foc, foc. N-aș fi ce să mai cumpăr. Uite, cu două jumătate și-n mână. Să trăiască copiii mei și nepoții. Uite și copilul meu al micac, nu pune mâna să mă ajută, Ion. Să dea el nu vrea să mă ajută și pe mine. Să-mi adună și mie o macara. Porci, porci le aduci, măi. Porci aduci. Ce faci, Ani? Ia pune mâna lui mama, bar de vin. Pune lui mama, bar de vin. Filmează pe mama. Bătrân, are 108 ani. Bătrână, năcăjită să ia. Da? Dar să ține baba pe picioare, bine. Să ține mai bine ca mine. La 108 ani. Eu nu port 3-4 rânduri de ochelari, dar ea nu portă nicio problemă. Da, ce mai zeamă. Păi, dar ochelarii ăștia sunt de soare sau de vedere? Și de una și de alta. Hai să trăiți. Doamna Marița, zi și tu ceva. Cine te-a supărat? Eu. Să trăiți. De ce? Să trăiți. Ce făcuși? Trasă la lemn. La toată familie. Hai, Doamne ajută. Dumnezeu să le ajută să le ia. Nu mai are energia să ia doamna Marița. Să-i la lemn. Să dea Dumnezeu sănătate și bucurie la copii, la nepoți, să dea Dumnezeu bine ce vine să reușesc. De mult când eram eu în putere, luam un lemn de la spate, urcam cu el pe geam. Aduceam și în spate de lemne. Acum nu mai pot să, nu pot să mut un, ce să mă fac? Ce să mă fac? Nu știu în ce parte o să iau cu lemnele astea. Să fac cum a spus și vecinul, să le las acolo. Da. Că eu dacă aduc pe unul cu drujba, le taie și voi toate le consumați. Dar așa nu puteți să mișcați niciunul din ele. Lasă-le așa, dacă nu le miști tu, noi de unde putem? Nu, că ne cumpărăm un cal. Facem noi, cumpărăm un cal. Și treac cu calul, câte unul, câte unul. Cumpăr un cal, mă duc pe la târg. Nu iau iapă, iau. Îi transmit lui Leo multă sănătate. Și vreau să mă ajute el, poate cumpăr, mă ajută să-i cumpăr un cal, să trag lemnele ăștia. Poate știe la cineva. Da. Mulțumesc la toți prietenii mei de pe YouTube și vreau cât mai mult să mă urmărească, să abonească la canalul meu de fane de la Straia. Bună ziua la toată lumea și vă mulțumesc.